și aduc aminte de toate darurile tale de mâncare și să-ți primească arderile de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Amin. Înaintea ta, Bunule Tată, venim în această dimineață să-ți aducem mulțumirile noastre din adâncul sufletului că ai lăsat această zi minunată a ta în care să ne întâlnim cu tine, unii cu alții și să ne eliberăm de tot ce este pământesc, pentru ca Duhul tău cel Sfânt să poată să ne îmbogățească în această zi și să ne dea odihnă atât trupului cât și spiritului. Îți mulțumim din toată inima că suntem în templul tău, îți mulțumim că ești prezent în mijlocul nostru, îți mulțumim că ne vei binecuvânta cu binecuvântări cerești și îți mulțumim că întreaga oaste cerească privește cu drag către biserica ta. Îți mulțumim din toată inima, Tată, că ne iubești și îți mulțumim din suflet că vrei și astăzi să ne vorbești. Te rugăm, Tată, vorbește-ne sufletelor noastre și astăzi și ajută-ne ca și cu să fie un început, să fie o desfătare ziua ta, cea sfântă, sabatul. Ajută-ne pe toți la aceasta și îți mulțumim din suflet. A ta să fie gloria și mărirea de Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Amin. Vă spun un bun venit în această dimineață în locașul Domnului. Mă bucur că ați ales ca încă din momentele acestea de dimineață, pe care unii probabil preferă să le petreacă prelungind somnul, dumneavoastră ați ales să fiți aici. Privind în societatea din ziua de astăzi, am observat un lucru. Că societatea ne așează pe toți într-o asemenea postură încât să semănăm unii cu alții. Oarecum uniformizează conceptul acesta al personalității fiecărui om. Ne transformă pe toți într-o singură personalitate. De exemplu, programul de lucru. Parcă știi cu o zi înainte ceea ce o să faci în ziua următoare. Știi că o să te trezești de dimineață, o să te duci la muncă, știi că o să muncești 8 ore, după care te întorci acasă, petreci puțin timp cu familia, după care te odihnești. Știi ce se va întâmpla. Parcă nu este nimic care să iasă din comun în ziua următoare. Moda din ziua de astăzi. Oarecum uniformizează, ne uniformizează pe toți și ne face să fim toți asemenea unei persoane. Trebuie să te îmbraci cu costum, cu 4 nasturi la mânecă, cu 2 nasturi aici în față, trebuie să fie cu guler într-un anumit fel, trebuie să ai pantaloni așa cum trebuie, cum are toată lumea. Și observați, societatea din ziua de astăzi încearcă să ne facă pe toți asemenea, să semănăm unii cu ceilalți. De multe ori vreau să vă spun că și eu cu Xenia, când mergem la cumpărături, știm unde, la ce raioane să mergem. Pentru că de acolo cumpărăm de fiecare dată. Acela e lucru pe care îl cumpărăm de fiecare dată. Și parcă de multe ori nu este nimic ieșit din comun în viața noastră. Parcă toate lucrurile sunt la fel în viața noastră. Dar în această dimineață aș vrea să ne oprim puțin atenția asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură care se găsește în 1 Samuel, la capitolul 8, începând de la versetul 1. Și haideți să încercăm să identificăm în pasajul acesta principala problemă a poporului Israel. Spune astfel Sfânta Scriptură, 1 Samuel, capitolul 8, de la versetul 1 în continuare. Când am îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Berșeba. Fiul lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel, la Rama. Ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi ca să ne judece, cum au toate neamurile. Observați, dragii mei,
În Israel se ivise o problemă. Conducătorii sau judecătorii din vremea aceea nu mai erau după voia lui Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură în pasajul pe care l-am citit până acum că Samuel era un om după voia lui Dumnezeu, dar copiii săi nu au călcat pe urmele sale. Adică nu erau după voia lui Dumnezeu. Ei luau mită, erau lacomi, nu făceau dreptate și probabil aveau mult mai multe probleme decât cele care au fost amintite aici. Și aș vrea să vă întreb, este ceva greșit în faptul că poporul a identificat această problemă și a încercat să schimbe lucrul acesta? Adică, dacă un presbiter din biserica dumneavoastră sau pastorul din biserica dumneavoastră nu ar fi după voia lui Dumnezeu, ar face lucruri greșite, probabil ar lua din banii bisericii sau probabil nu și-ar face datoria, nu v-ar vizita. Nu ar fi bine ca dumneavoastră să mergeți la conferință sau la pastor și să spuneți, frate, vrem să facem o schimbare. Nu se mai poate așa. A fost ceva greșit în ceea ce a făcut poporul? Nu a fost. Pur și simplu, era nevoie de o schimbare, pentru că copiii lui Samuel nu călcau pe urmele sale. Observați? Poporul Israel sau conducătorii poporului Israel, bătrânii poporului Israel, au identificat o problemă. Dar nu au rezolvat problema corectă pe care trebuiau să o rezolve. Ne spune Sfânta Scriptură că ei au venit la Samuel și au spus, noi nu mai vrem conducerea pe care ne-a dat-o Dumnezeu până acum. Dă-ne un împărat cum au toți ceilalți. Adică vrem să ne asemănăm și noi, să fim în rând cu toți oamenii, să nu mai fim noi diferiți. Până în momentul acela, în poporul Israel, forma de guvernare era teocrația. Adică Dumnezeu era cel care guverna, Dumnezeu era cel care conducea poporul. Dar din momentul acesta, poporul alege o altă guvernare, și anume cer un împărat. Vrem, Doamne, nu vrem ca Tu să mai conduci în poporul nostru, ci vrem un împărat, El să ne conducă. Și observați că Domnul îi spune lui Samuel, fă-le pe plac, pentru că nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă. Nu pe tine te dau la o parte, ci pe mine mă dau la o parte. De multe ori, dragii mei, încercăm și noi să fim ca toți ceilalți oameni. De multe ori nu acceptăm planul lui Dumnezeu în viața noastră, ci vrem și noi să fim ca toți ceilalți. De ce cei din afara bisericii pot să facă un anumit lucru, iar noi nu putem să facem un anumit lucru? De ce ei în sabat pot să meargă într-un anumit loc, iar noi nu putem să mergem într-un anumit loc? Vrem și noi să fim ca toți ceilalți. Și societatea din ziua de astăzi, exact lucrul acesta îl urmărește. Să fim toți la fel. Să nu ne mai diferențiem. Pe când Dumnezeu ne-a chemat să fim diferiți. Ne-a chemat să fim altfel față de cei din jurul nostru. Și v-aș întreba în dimineața aceasta, Dumnezeu îi spune lui Samuel, fă-le pe plac, alege un împărat, dar alege un împărat pe care ți-l voi spune eu să-l alegi. Adică nu alege ce vrei tu, ci alege ceea ce spun eu. Și Dumnezeu îl alege pe Saul. A fost bună alegerea lui Dumnezeu sau a fost greșită? A fost bună. Ați văzut unde a ajuns Saul? Unde a dus poporul? A fost bună sau nu a fost bună alegerea lui Dumnezeu? Dacă ar fi să punem așa în balanță personajul lui Saul, da? Întâiul născut, urmase, făcuse armata, am putea spune, deci era luptător, era bine făcut, se remarca între toți ceilalți, ne spune Sfânta Scriptură că era cu un cal mai înalt decât toți ceilalți. Adică atunci când apărea înaintea ta Saul, păi te temeai de el, ți era frică de el, era diferit. Și dacă l-ați pune în partea cealaltă pe David, un ciobănel, într-adevăr era frumos, era plăcut la privit, dar nu avea pregătire militară, nu știa ce înseamnă politică, nu știa ce înseamnă conducere, el știa cu oile lui și atât. Care credeți că s-ar încadra în să fie împărat? Pe care l-ați alege? Dacă ar fi să alegeți un președinte, de exemplu,
să fie unul care știe ce înseamnă politica, arată bine, e făcut, e pregătit pentru lucrul acela, sau să puneți un tinerel care habar n-are ceea ce înseamnă conducere? Pe cine ați alege? Ați alege pe cel care e pregătit în domeniu, nu l-am alege pe unul care nu știe despre ce e vorba. Și observați, Dumnezeu îi spune, alege-l pe Saul. Și se pare că pentru ceva timp, decizia lui Dumnezeu părea să fie bună. Dar după o perioadă, se pare că personajul pe care l-a ales Dumnezeu a dat greș. A fost greșită decizia lui Dumnezeu? Vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu nu a greșit atunci când l-a ales pe Saul. Dar noi uităm un lucru, că Dumnezeu, atunci când te alege, îți dă și posibilitatea să alegi tu ce vrei să devii. Îți dă posibilitatea să alegi dacă vrei să-L slujești pe Dumnezeu sau dacă vrei să te depărtezi de Dumnezeu. Atâta timp cât Saul a rămas lângă Dumnezeu, împărăția a mers foarte bine. În momentul în care s-a depărtat de Dumnezeu, împărăția a început să șchiopăteze. Faptul că Dumnezeu alege o persoană nu înseamnă că acea persoană va fi credincioasă până la sfârșit. Și vreau să vă spun un lucru. Comparând aceste două personaje, Saul și David, David era slab, Saul era puternic. Dar atunci când Dumnezeu conduce un om slab, omul acela slab devine un om puternic, devine un om extraordinar. Dar atunci când diavolul pune mâna pe un om puternic, îl transformă în cel mai slab om. Așa că nu vă rugați ca Dumnezeu să vă dea calități, să vă dea putere, ci rugați-vă ca Dumnezeu să se folosească de dumneavoastră, așa slab cum sunteți. Nu vă rugați ca Dumnezeu să vă pună într-o anumită poziție și să vă dea onoare, să vă dea putere, să vă dea personalitate în fața celorlalți, ci rugați-vă ca Dumnezeu să vă folosească cu slăbiciunea dumneavoastră. Dar un om slab care este în mâna lui Dumnezeu poate face mai multe lucruri decât un om puternic care e departe de Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, dragii mei, aș vrea ca în momentele pe care le dedicăm rugăciunii să ne rugăm ca Dumnezeu să ne folosească și noi să acceptăm voia Lui în viața noastră. Să ne rugăm ca Dumnezeu să poată să folosească toate darurile noastre, fie că sunt multe, fie că sunt puține, dar El să le folosească și să le dezvolte pentru slava și mărirea numelui Său. Dumnezeu ne-a ales să fim oameni din poporul Său, dar faptul că Dumnezeu ne-a ales, asta nu înseamnă că vom rămâne și credincioși până la sfârșit și vom fi mântuiți, ci Dumnezeu ne dă și posibilitatea de a alege să-L slujim sau să nu-L slujim, să rămânem lângă El sau să ne depărtăm de El. Această posibilitate i-a dat-o și lui Saul și Saul n-a profitat de posibilitatea de alegere. Domnul să ne ajute să împlinim voia Sa în viața noastră. V-aș invita să ne plecăm pe genunchi, cei care putem, pentru a ne ruga, iar ultima rugăciune o voi înălța eu de la învan.
Te lăudăm, Părinte Ceresc, pentru că în această zi de sabat ne-ai chemat în locașul Tău. Îți mulțumim. Te rog, Doamne, ca Tu să asculți toate rugăciunile copiilor Tăi, atât cele spuse cât și cele nespuse care sunt în inimile noastre. Te rugăm, Doamne, ca Tu să le împlinești pe cele care sunt după voia Ta și să ne ajuți, Doamne, să ne corectăm gândirea atunci când cerem lucruri care nu sunt după voia Ta. Te rog, Doamne, ca Tu să binecuvintezi biserica Tăi, ca Tu, Doamne, să binecuvintezi membrii și vizitatorii acestei biserici și să ne ajuți, Doamne, ca împreună să Te căutăm pe Tine, pentru că atunci când Tu vei reveni, să ne cauți și Tu pe noi. Numele Tău să fie slăvit, acum și în veci. Amin. Amin. Pacea Domnului Iisus. Raportul școlii din sabatul trecut s-a intitulat Războiul văzut și cel nevăzut. Biblia afirmă că există o realitate nevăzută care are un mare impact asupra realității pe care o vedem. Într-adevăr, marea luptă dintre Hristos și Satana formează cadrul nevăzut al lumii văzute în care trăim zi de zi. Împărăția cerului avansează în forță, cu putere sfântă și cu energia măreață care împinge înapoi frontierele întunericului. Ea surprinde tabloul mare, acela al luptei dintre lumină și întuneric, dintre Hristos și Satana, o temă care străbate întreaga Biblie. Este, într-adevăr, un război văzut și nevăzut, în care suntem implicați toți, în care fiecare ne situăm de o parte sau de alta, la care luăm parte zilnic, indiferent cât de mult înțelegem sau nu înțelegem ce se întâmplă. Aceasta înseamnă să trăim în mijlocul marii lupte. În perspectiva de război pe care o avem asupra lumii noastre, avem un mare avantaj. Care este acest avantaj pentru noi? Domnul Iisus, știm deja cine a câștigat războiul. Hristos a câștigat biruința decisivă pentru noi. După moartea Sa pe cruce, este clar cine este biruitorul și cine poate să se bucure de roadele biruinței Lui. Cauza lui Satana este într-adevăr o cauză pierdută. Singura noastră scăpare este să trecem cu mintea și cu trupul de partea Mântuitorului nostru. Și putem face aceasta prin alegerile zilnice, prin deciziile pe care le luăm, chiar în momentul acesta. De aceasta atârnă destinul nostru veșnic. Nu este de mirare că Domnul Iisus a spus, vegheați și rugați-vă, ca să nu cădem în numeroasele capcane care ne așteaptă. Trebuie să alegem zi de zi, oră de oră, clipă de clipă, să ne așezăm de partea Sa, să facem acest lucru ascultând de cuvântul Său, cerând împlinirea făgăduințelor Sale de biruință și bazându-ne întotdeauna pe meritele Sale atribuite nouă, ca fiind garanția mântuirii noastre. Amin. În continuare vom trece la studiul lecțiunii pe grupe, iar subiectul nostru în acest sabat este intitulat Iisus și sabatul. Cum au păzit ucenicii sabatul acum 2000 de ani? Ce învățături și ce exemplu le-a dat Domnul? Rămâne valabil sabatul și în zilele noastre? Toate aceste subiecte le vom dezbate pe larg în ora care urmează. Amin. Amin.